În continuare, vom analiza invaziile normanzilor asupra regiunilor și țărilor din Europa Occidentală. Pentru a cunoaște acest subiect, recomand două monografii interesante ca text, cu date care nu se întâlnesc în limba manuale, material care vă poate permite să înțelegeți mult mai bine ceea ce anormal și ce și cum activau ei. Pentru aceasta eu recomand următoarele monografii. Guleaev, V.I. Se numește lucrarea Scolico Raz Открывали Америку. Cartea a fost publicată la Moscova în 1978. Cel mai cunoscut specialist al istoriei normanzilor, țărilor din Nord, a fost Arnold Iacovlevici Gurevici, autorul renumitei monografii Pohode Vikingov. Cartea este publicată la Moscova în 1966. Ea conține cele mai importante fenomene, evenimente legate de normanzi. Normanzii sau vikingii este un nume dat de europeni popoarelor de origine germanică din peninsula scandinavă, care întreprindeau incursiuni în Europa de Nord în secolul 90. Aceștia erau participanți la expediții maritime și comerciale și de cucerire în această parte a continentului. Termenul normanzi provine de la triburile așezate în Norvegia, Nordhr, tireu Veger, adică calea Nordului. Cuvântul Nordman desemna oamenii din Nord sau oamenii Nordului, de unde cuvântul acesta normanzi. Cronicarii francezi au extins în secolul IX, odată cu începutul migrației lor, denumirea de normanzi și asupra danezilor. A doua denumire sub care mai sunt cunoscuți normanzii, vikingii, denumirea derivă de la cuvântul norvegian uik, uiken, fiord, ceea ce în limba lor înseamnă oamenii fiordului. În jurul anului 800, aceștia au întemeiat o formațiune politică în apropierea nordului fiordului Oslo, numit Uiken. La rândul lor, suedezii figurează în cronicile vremii cu numele Vario, negustor, luptător, Vaeringer, adică oamenii care s-au legat prin jurământ confederați. Situația geografică nefavorabilă a vikingilor îi făcea ca să ocupe în special cu creșterea secarii, pentru că una din sursele principale de existență a lor erau, zic, tocmai această ocupație. Teritoriile practic sunt nepracticabile, de aceea nu asigură populația cu pâine. Ei erau în urma unor fenomene care trebuiau să depășească, pentru că nu aveau surse, nu aveau puteri mâncare de ajuns. Din cauza foametei, în anii grei, câteodată, tata hotăra să lese copilul viu sau nu. Are cu ce să-l hrănească sau nu. Dacă copilul era slab, atunci el era dus în pădure și lăsat acolo. Cel mai des în păduri erau lăsate fetițele. Această modalitate de a se izbăvi de copii era dictată, repetăm încă o dată, de faptul că nu aveau asigurare permanentă pentru existență.
secara era foarte puțină, după cum constată și Gurevici, lor câteodată nu le ajungea secara ca să producă berea. Mergem mai departe și vom sublinia că acesta nu era, după Grigulevici, acesta nu era un fenomen rău, pentru că omul era pus în fața dilemei, sau să moară el, sau să moară copiii. Deși în anul 2000 Islanda s-a creștinat, obiceiul de a arunca nou născuți s-au păstrat. Denumirile prin care figurează normanzii în diferite regiuni este în sens diferit, și anume, germanii se numesc aschemani, în Bizanț se numesc vareci, în Rusia Bizanț varang și în Rusia vareci. Majoritatea absolută a populației trăia pe malurile apelor. Trebuie de spus că vânatul balenii care se ocupau ei nu asigura tot timpul populația cu produse alimentare. Femeia la Normans era cea care conducea de fapt gospodărie. Ea putea divorța în două cazuri, dacă sărăceau din cauza soțului sau comportarea nedostoinică, mai ales dacă furta haine femeiești bărbatul. În acest caz, femeia putea intenta divorțul. Dar dacă soția îl înșela, soțul o trimitea înapoi în familia ei, rudele căreia o puteau vinde la ting sau adunarea generală la care se făcea și judecata. Notă. Ei nu aveau diferențiere socială între ei. Toți bărbații, numiți bondi, erau liberi, aveau aceleași drepturi. Dar cel care era mai bogat, acela era și mai puternic. Corabia era locul de trai al normanzilor. Cea mai veche corabie găsită datează cu sfârșitul secolului III, începutul secolului IV, la Schleswig. Aceste corabii se mai numeau Drakkar și aveau o lungime de 20-25 de metri, 16 perechi de vâsle, uneori și mai multe. Lungimea unei vâsle era numai mică de 5 metri. Pe o corabie se aflau până la 60 de normanzi, ei navigau pe mare și pe râuri, grație pescajului mic, urcând pe cursurile fluviilor. În movilele îngropate se găsesc monede chineze din estul și vestul Europei și din țările musulmane, iar monede europene numai în trei și mormânte. În baza acestor rezultate, Gurevici a conchis a priori că că normanzii făceau incursiuni sau cunoșteau nu numai Europa, dar au ajuns până în Bizanț și el judecă aceasta după componența monedelor. De la sfârșitul secolului VIII până la mijlocul secolului X, ei atacau în special Europa de vest. Ei erau apreciați ca invadatori chiar dacă incursiunile lor de jaf se îmbinau cu un comerț pașnic. Direcțiile atacurilor la început erau următoare. Danezii atacau Anglia, iar norvegienii atacau Irlanda și Scoția. Concomitent, încă în anii 800, normanzii au început atacurile asupra Franței. Astfel, în anul 809, normanzii au luat sub control strâmtoarea La Manșă, în anul 843 au jefuit orașul Nantes, iar în anul 844 ei jefuiesc orașul Bordeaux. În anul 845, sub conducerea lui Retiger, îmbarcați pe 100 de corăbii, au ajuns în delta Senei și au jefuit Parisul, după cum scrie un cronicar, citat direct, făceau acolo tot ce puteau. În anul 881, normanzii au ajuns până la Aachen, unde au devastat mormântul lui Carol cel Mare. În anii 901-907, ei
navigau deja intens pe toate râurile Franței. Afară de Franța, normanzii atacau și Anglia. De la sfârșitul secolului VIII, asupra insulelor britanice, au început atacurile danezii și norvegienii. Pe aceștia, și pe unii și pe alții, îi numeau de regulă normanzi. În anul 793, danezii au ruinat mănăstirea din Lindisfarne. Această mănăstire era cunoscută, slăvită, ca un centru al cuceniciei, a evlaviei și a nivelului înalt al învățăturii. Actualmente este proslăvită această mănăstire prin Evanghelia care s-a păstrat, ornamentată cu miniaturi vopsite. Deja în anul 796, campania danezilor sau normanzilor asupra Britaniei s-a intensificat. Ei căutau avere, dar atunci cea mai mare bogată, cea mai bogată era Islanda. Iată de ce Irlanda a devenit obicei în cursiunilor de jafa danezilor. Dar atunci când orașele în Irlanda au fost zăfuite, normanzii s-au îndreptat spre sud, în Franța, iar în anii 30, secolul IX, ei au început incursiunile asupra Angliei și altor țări vecine. Normanzii jăfuiau fără cuțare orașele, mănăstirile și satele, iar oamenii erau transformați în robi. Afară de aceasta, ei restabileau vechea religie păgână. Afară de aceasta, normanzii au întreprins campanii și în Italia de Sud. În anul 1016, primele grupe ale normanzilor au apărut în sudul Italiei. La început, ei se angajau ca mercenari în slujba aristocraților. Din 1030 au început cuceririle în unele regiuni asupra Italiei în întregime. Cele mai mari succese le-a obținut Robert, numit cel Hâtru, sau Robert Viscar, care era cel mai mic dintre cei 12 frați ce au organizat campanii de jaf. În anul 1046, Robert Viscar a devenit duce al Apuliei și a Calabriei. În anul 1061, Roger a început campaniile împotriva musulmanilor din Sicilia, sub drapelul luptei cu necredincioșii, iar în anul 1072 el a pus stăpânire pe orașul Palermo. La sfârșitul secolului X, începutul secolului XI, toată Italia de Sud și Sicilia devenise stăpânirea normanzilor. În anul 1128, papa de la Roma, Honorius al II-lea, 1124-1130, l-a recunoscut pe fiul lui Roger, adică tot Roger al II-lea, duce al Apuliei. În anul 1130, papa Anaclet al II-lea l-a recunoscut pe Roger, rege al Siciliei, Calabriei și Apuliei. Peste 9 ani, Roger al II-lea a unit sub puterea sa toată Italia de Sud și Sicilia. În anul 1154, moare ultimul reprezentant al dinastiei Hohenstaufenilor din Manfred din Italia de Sud și după aceasta Italia de Sud avea să devină mai apoi stăpânire a normanzilor. Însă în anul 1402 Italia de Sud trece deja în stăpânirea dinastiei de Aragon. Acestea au fost informațiile pe care noi cu dumneavoastră le-am analizat referitor la cele trei mari grupări care ale barbarilor care au atacat în permanență continentul european, dar, cum vedem noi, și Imperiul Bizantin.